Bă, grei viața asta de șoferie. Dar e faină, mă. E faină. Drumuri bune. Hai, da. Ziua bună, dragilor, și bine ați venit la un nou clip. Mai am puțin să ajung acasă, mai am aproape 70 de kilometri. Și aici, în jurul la Girona, aproape de Girona, am văzut că punea pe autostradă indicatoare cum că e autostrada închisă pentru că se fac manifestări, manifestații, nu știu ce s-o face. Așa că vreau să ocolesc acel protest, nu știu ce se întâmplă, n-am idee de în ce cauză să fac. Dar ideea e că m-ar bloca, dacă m-aș duce pe acolo, m-ar bloca cine știe cât. Și n-aș putea să ajung acasă și de aia vreau să ies pe național și mă voi duce pe național. Deja GPS-ul nu mă mai duce pe acolo. Da, mă duce exact pe unde vreau eu, dacă vedeți aici pe GPS unde e X-ul, acolo e închis autostrada. Din cauza protestelor. Și o să merg exact pe partea asta la altă. Mă duce foarte bine. Și singur s-a configurat, când și-a dat seama că e închis autostrada, s-a configurat singur. Și mi-a dat o altă rută care e destul de ok. Pe acolo aveam oricum de gând să mă duc, că am verificat și pe Google Maps și la fel îmi arată că e închis. Plus că erau panouri pe autostradă care mă informau. O ceață densă de la Barcelona până aici, numai ceața a fost. Sunt 4 grade, destul de răcoare. Cred că din cauza la ceața asta e așa frig, dacă s-ar ridica s-ar mai încălzi puțin. A fost bine că m-a informat pe autostradă și după aia am verificat și eu pe Google Maps să văd care e treaba. Și într-adevăr e blocat acolo, se întâmplă ceva. Pe panourile de informare spuneau că sunt manifestanți, acolo nu știu. Nu știu ce o fi, care o fi cauza reală. Bine, totuși că am variantă și pot să ocolesc. Sper pe partea elaltă să fie tot ok. O ceață foarte deasă. Vizibilitate redusă. Mai bine ce am spălat și eu camionul ieri și azi. E ceață și o să-l murdărească, că sigur e ceața asta cade cu ceva mizerii. M-am uitat eu mai devreme, era porțiunea asta cu roșu era mai mică. Văd că acum s-a făcut coada mai mare. Diferența e că pe aici e autostradă, iar pe aici e drum național. Prin dreapta Gironei național și prin stânga e autostrada.
de-aia am început să filmez ca să vă arăt și să vă explic situația în care sunt pus și ce fac în momentele astea. Cam atât. Cred că ați înțeles cam care a fost mesajul meu. Eu vă doresc toate cele bune, o zi frumoasă, un weekend la fel. La revedere!